Salutare, prieteni! Bine ați revenit! Eu sunt Marius și astăzi voi face unboxing-ul carcasei InWin 703 Black and Red USB 3.0. Produsul a fost achiziționat de pe site-ul PC Garage la momentul achiziționării, având prețul de 336,94 lei, fără reducere ulterioare. De altfel, voi lăsa și link-ul produsului și specificațiile acestuia în descriere. Deci, să începem! Cuțitul de unboxing, tăiem. O dată, pe două ori. Pe trei ori. Să vedem ce avem în cutie. Cred că o să avem o grămadă de șuruburi, șurubele și chestii. Bineînțeles, șuruburi, șurubele, conexiuni, chestii, să legăm și user manual, manualul de utilizare. Așa vine ambalată această cutie, bineînțeles în chestiile astea de să nu se dezmembreze. Haideți să încercăm să o scoatem afară. Ups, 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 o secundă. Ta-da! Cutia este goală, nu mai avem nimic în ea. Să măsurăm mureții aceștia. Deoparte. Acum să o dezbrăcăm. Să vedem în ce direcție. În direcția aceasta. O să urcăm un pic pe birou. O să mutăm și camera. Cam așa. Vai, ce drăguț e foșnet ăsta. Mirase foarte tare a vopsea carcasa asta. Acesta este panoul lateral. Înlăturăm puțin astea. Pe aici sunt aerisirile, front panelul cu logo-ul InWin deasupra. Avem și 2-3 USB-uri și mufa pentru căști și microfon. Butonul de pornire al carcasei este acesta pe lateral. Partea din spate, nu o să vă dau prea multe detalii, o să găsiți specificațiile în descriere. Ventilatorul cu care vine inclus, care din câte am înțeles o să fie unul cu LED de lumină roșie. Front side panel-ul sau cum vreți voi să-l numiți. Haideți să înlăturăm și partea aceasta. Cam așa arată minuția. Văd că funcționează și ca oglindă. Mă văd în ea. Eram foarte curios cât de mare este și cum o să vadă. Oricum o să vă arăt, bineînțeles, când o să montez sistemul în el. Cred că o să se vadă cam tot. Singura chestie care parcă nu mă surprinde, se observă bay-urile astea de la hard disk-uri aici în lateral. Dar vedem ce și cum. Este un middle tower. O carcasă foarte arătoasă. Mie chiar îmi place. Da. Treaba asta nu-mi place însă, se ia vopseaua de aici, m-a spus că încă miroase a vopsea, sau probabil cum a fost transportată.
În rest, nu. Văd că mai sunt alte probleme. Haideți să deslipim și partea frontală, să vedem designul. Am reușit să facem și treaba asta. Foarte mult îmi place partea din față. Are un, nu știu cum să zic, un pattern, o culoare negru. Foarte plăcută la atingere, lucioasă, aș putea spune. Nu cred că o să atragă prea mult praf, sperăm că nu. Aici ar fi trebuit să introducem noi, pardon, să introducem DVD-ul, logo InWin. Probabil o să vă arăt în clipul în care voi monta sistemul propriu zis mai multe detalii despre carcasă, ce, cum o desfacem, pe unde, cum o să facem wire managementul și celelalte treburi. Da, cam atât despre această carcasă și unboxing-ul ei, InWin 703 Black and Red USB 3.0. Așa este denumirea de pe site. Eu am fost Marius, vă mulțumesc pentru răbdare și pentru vizionare. Ne vedem data viitoare.